PNL-PSD cu bugetul pe anul 2024 și constatăm că acest buget este doar un flyer electoral pentru Ciucă și Ciolacu. Un buget care nu are nicio legătură cu situația reală și nevoile reale din societate, situația reală a cheltuielilor nu are nicio legătură cu respectarea legilor în vigoare. E un buget care are o gaură de aproximativ 41 de miliarde în total. Au subestimat, ca și anul trecut, încasările cu aproximativ 20 de miliarde, n-au pus cheltuieli de aproximativ 21 de miliarde. Știu că miliardele sunt niște sume așa pentru cei mai mulți sunt niște lucruri abstracte și ca să vă dau un singur exemplu, 40 de miliarde, gaura asta din buget pe care ei se fac că n-o văd, înseamnă două autostrăzi de peste 100 de kilometri care traversează munții, două autostrăzi pe care le așteptăm de 34 de ani și despre care PSD și PNL ne spun că nu sunt bani. Iată, asta este numai partea pe care n-au pus-o în buget. Gaura, au estimat 80 și ceva de miliarde deficit, o să aibă 120 și ceva de miliarde, spun asta experții, ne-am uitat și noi, spune Consiliul Economic și Social, care n-a avizat acest proiect de lege, spun comunitățile de oameni de afaceri, care, iată, se văd abandonate de către acest guvern, abandonate de PNL, partidul care încă are pe ușă semnul cu liberal, dar au uitat de orice formă de liberalism. PNL a devenit, sub ochii noștri, un PSD galben, o anexă la PSD și tot ce fac acum cu ministrul lor al finanțelor este doar să îl facă fericit pe Ciolacu înainte de an electoral și îi pun la dispoziție acest mare flyer electoral pentru care se cheamă legea bugetului de stat. Ciolacu și Boloș nu au semnat declarația și au dat o ordonanță prin care nu vor să semneze declarația care atestă că respectă și înțeleg ce au făcut și că respectă legea responsabilității fiscal-bugetare, pentru că ei știu că sunt un guvern al vorbelor, nu un guvern al faptelor. Ei știu exact că acest buget este unul mincinos, unul fără nicio acoperire reală, care nu acoperă, cum spuneam, toate nevoile și toată legislația în vigoare. Ne-au păcălit pe toți, ne păcălesc în continuare, îi păcălesc pe profesori, îi păcălesc pe oamenii din sistemul medical, păcălesc investitorii, păcălesc antreprenorii care lucrează pentru stat. Statul este cel mai mare client în orice economie și în momentul ăsta oamenii de bună credință care au ales să lucreze pentru stat sunt țepuiți de luni de zile, nu li se plătesc facturile, li se spune așteptați că o să punem bani în buget la anul, au rostogolit niște cheltuieli de anul ăsta pe anul viitor, însă ce vedem este că anul viitor va fi jale și Ciolacu, cu siguranță, cu complicitatea PNL, va face în continuare ce a făcut și anul ăsta cu bugetul și va bate joc de el, va folosi fondul de rezervă ca pe propria pușculiță și cum ați văzut și anul ăsta, după prima dată în istoria democratică a României, n-a fost făcută rectificare și Ciolacu a împărțit banii cu Boloș de la PNL, au împărțit banii prin fondul de rezervă fix, cum au vrut dânsii, fără nici o legătură cu bugetul aprobat de Parlament la începutul anului. Avem peste 400 de amendamente la care am lucrat zilele astea. Le mulțumesc tuturor colegilor pentru mobilizare. 400 de amendamente care ar repara, într-o bună măsură, jaful făcut de PNL și PSD. Vom vedea mâine în comisii la dezbateri dacă vor susține aceste amendamente. Am corectat ce trebuia corectat pe fiecare sector, pe fiecare minister și aici o să-i las pe colegii mei să intre în detalii. O să o rog pe Oana Țoiu și apoi pe rând vor lua fiecare cuvântul. Vom fi disponibili pentru întrebări la final și de asemenea vom trimite amendamentele pe care le-am depus ieri. Mulțumesc mult! Oana! Purtătorul de cuvânt al USR prezentând planurile partidului pentru perioada următoare, pentru că cei de la USR se opun în mod evident bugetului propus de guvernanți. În ziua de miercuri ar trebui acesta să fie votat în Parlament, dar cei de la USR au de gând să depună amendamente la acest buget și nu numai, sunt și cei de la AUR pregătiți să depună
amendamente. Cu toate acestea, guvernanții se bazează pe majoritatea pe care o au în Parlament și sunt optimiști că bugetul în formula pe care o propun ei va trece miercuri. Chiar și așa, el urmează probabil să fie contestat la Curtea Constituțională. Urmează să vedem ce se va întâmpla însă mai departe. Mergem acum cu alte subiecte în jurnal.